Ei, și am început această transmisie live. Bună seara, doamnelor și domnilor. Numele meu este Eugen Popa și în această seară avem o transmisiune live specială. În această seară avem alături de noi o persoană pe care eu apreciez foarte mult și cu care am bucuria și onoarea să fiu în această seară transmisiune live. Așadar, alături de mine l-am pe Andy Austin. Hi Andy, how are you? Hello, I'm good, thank you. All right. Good. So I'll say a few words in Romanian, and I'll switch to English, and I'll just translate back and forth. Okay. Thank you. All right. So like I said, cum spuneam, adică pe română, am să vorbesc în română, am să spun întrebările pe care le adresez lui Andy, apoi am să le spun în engleză, după care am să traduc răspunsurile sale în limba română. Așadar, cum spuneam, în această seară avem alături de noi pe Andy Austin, cel care a creat metoda Metaforele Mișcării, o metodă pe care va veni să o prezinte în România în 2 săptămâni, la București. Acest seminar va fi transmis și internațional prin internet, așa că pentru cei care doriți să participați la acest seminar, veți putea participa oriunde vă aflați în lume. Și mai mult decât atât, dacă stați până la finalul acestei transmisiuni live, veți avea o surpriză foarte, foarte plăcută, ceva foarte, foarte frumos din partea lui Andy. So, Andy, back to you now. So, Andy, I'm just going to talk with you. We have about a few people watching right now. So we're going to kind of slowly ease into the subject. So in a few words, just, you know, kind of tell us a little bit about yourself. Well, that's a big question. Well, I'm Andy. I live on the south coast of England. Many people will know me from my days as an Ericksonian hypnotherapist. And this was back in the 90s, where I started out as a hypnotherapist, very much in the field of or the work of Milton Erickson. From there, okay. I went into the NLP world, where I had a great time, met all sorts of interesting people, and learnt loads of stuff. Now, from there, the modeling abilities from NLP taught me to start looking at things differently. And I then started investigating various things myself. That's really got me to where I am today, with a lot of help from some fantastic people along the way. I'd love to be awesome. Able to say, it was all mine. I had a lot of help. Awesome. Deci l-am întrebat pe Andy să ne spună câteva cuvinte despre el. Andy a început inițial să lucreze folosind hipnoza ericksoniană. Era și este în continuare un foarte mare, să spunem așa, susținător al hipnozei ericksoniene și pe bună dreptate, pentru că are rezultate fantastice. Apoi a început să construiască acest model pe care l-a tot perfecționat de-a lungul timpului. De asemenea, are legături foarte puternice și cu lumea NLP-ului, cu foarte mulți colaboratori și foarte mult ajutor primit din partea unor specialiști în acest domeniu la nivel internațional. Spunea chiar adineori că ar fi vrut să... Sau unii oameni zic, nu este doar metoda mea creată de mine, dar de fapt Andy spune nu e adevărat și de-a lungul timpului a primit foarte multe sugestii și informații de la oameni foarte buni în acest domeniu al terapiei. So Andy, we are talking about metaphors of movement. Why is it metaphors of movement and not metaphors of something else? Now, I'm grateful to Steve Andreas for giving it the name Metaphors of Movement, not deliberately. He referred to what I was doing as Metaphors of Movement or the Metaphors of Movement. And I thought that's a good name because it rolls off the tongue. Ultimately, it's because I'm working largely with what we call stuck states. So these are okay. Let me translate that because we're gonna go on and I'll forget what you started. Okay. L-am întrebat pe Andy de ce a numit programul acesta Metaforele Mișcării și nu orice altfel de metafore. Și a spus faptul că trebuie să-i mulțumească lui Steve Andreas, care este unul dintre mentorii săi, pentru acest nume, pentru că Steve Andreas a venit cu ideea de metafore ale mișcării. Nu neapărat gândindu-se că va da un nume aceste tehnici, pur și simplu pentru că așa a perceput-o ca atare. Ok, Andy? Right, so people get stuck and want to get moving in life. And so an awful lot of the work that we were doing focuses on those sort of areas. Ok. Deci oamenii tot timpul au ajuns la această senzație că sunt înțepeniți.
și că vor să-și continue drumul prin viață. Și atunci ce căutăm noi să facem este să găsim modalități prin care să îi punem în mișcare mai departe. And so a lot of the problems I was working with, people had already done a lot of change work, whether it was NLP or hypnotherapy or whatever else, but none of that stuff was working for these particular problems. Mm-hmm. Și de-a lungul timpului Andy a lucrat cu foarte multe persoane care aveau diverse probleme, au folosit diverse modalități, diverse tehnici de îmbunătățire sau remediu al situației cu care se confruntau, cum ar fi tehnici NLP, dar în cazul lor nu a funcționat. And so because a lot of my early sort of my early subjects, clients or trainees were NLP practitioners or trainers even, I was able to work with problems that they had still not been able to address themselves. Mm-hmm. Și de-a lungul timpului a avut ocazia, cum spuneam, să lucreze cu foarte mulți oameni, atât elevi de-ai săi, cât chiar și trainer care predau NLP și care aveau dificultăți când a-și rezolva problemele, erau practic înțepeniți în acea poveste, în acea problemă cu care se confruntau. Now within those states, we elicit the metaphor and metaphorically we get them moving. Hence the metaphors of movement. Ok. Și deci oamenii erau blocați în anumite stări, trăiri emoționale sau mentale, psihologice, deci erau blocați în acele stări și apoi folosind metaforele îi ajutau să se miște, folosind metaforele respective, îi ajutau să se miște din acele stări de blocaj. Și de aici și numele de metaforele mișcării. Vreau să spun bună seara încă o dată tuturor celor care ne urmăresc. Numele meu este Eugen Popa, în această seară sunt alături de mine, l-am pe Andy Austin și vorbim despre programul pe care acesta l-a creat, Metaforele Mișcării. Îți mulțumesc că ești aici alături de noi și urmărești această transmisiune, fie live, fie înregistrată. Dacă tot ești aici, scrii și tu un bună seara, scrie de unde urmărești și de asemenea, dacă ai întrebări pentru Andy Austin vis-a-vis de programul Metaforele Mișcării, te rog să scrii întrebările tale în comentariu, iar la finalul acestei transmisiuni voi adresa toate aceste întrebări direct lui Andy. Așadar, scrie întrebările tale în comentariu, scrie-ne de unde urmărești această transmisiune și continuăm mai departe cu interviul. Ok, Andy, so basically, people were stuck in their states. Then you kind of played with metaphors, getting them unstuck from that state. Pretty much. And it comes down to, and I don't know how well this translates, but taking steps. Yes. So we talk about taking one step at a time, putting your best feet forward. Yes. Lots of idioms and expressions around taking. Basically, it's all about your feet. It's why we have feet everywhere in terms of the symbolism. Ok. Deci, practic, despre ce e vorba aici, când vorbim despre aceste metafore de mișcări, este că atunci când oamenii sunt blocați, noi îi ajutăm să iasă din acest blocaj mișcându-i, practic, ca și cum îi ajuți pas cu pas. De aceea și pe bannerul său sunt multe, e acel desen cu tălpile, cu picioarele oamenilor, pentru că, practic, este o transformare pas cu pas și îl ajuți pe om să facă cel mai bun pas în direcția potrivită și iată cum deja începem să ne jucăm cu metaforele, ok? Right, so the other thing that's worth mentioning, because metaphors of movement isn't about feeling better. This is where it's so different to the other sort of therapeutic models. It's about actually taking steps for change. Ok, deci metaforele mișcării nu este, în metaforele mișcării nu vorbim despre a te simți mai bine și de a fi mai bine, ci vorbim aici despre pași pe care îi facem în direcția necesară rezolvării situației. Deci e vorba de a face pași în acea direcție. Yes. You're on. I am on. Okay, I don't know what else I need to say. Okay, gotcha. All right. So the answer is complete. Okay, gotcha. Okay, good. All right, I didn't know if there was anything else you wanted to add. So somebody already asks the question, do you need hypnosis for this to work? No. You could use this as hypnosis, but one doesn't need to be a hypnotist or to use hypnosis for this work. Ok. Deci avem o întrebare la Roxana Luz care întreabă dacă ai nevoie de hipnoză. Răspunsul foarte scurt și foarte clar este nu, n-ai nevoie. Ai putea să folosești hipnoza, dar nu este necesar. Poți oricum să obții aceste rezultate și fără hipnoză. Ok. So
in a nutshell, we have an idea of how the process works, and we also know why it's called Metaphors of Movement, because it, by chance, let's put it that way, and helps people move out of the issues that they are dealing with. Now, when you have somebody that you are working with using this method, how exactly is this happening? It's done through conversation, and largely through some exceptional listening skills. And this is what I will teach on the course. Now, people think they listen. I'm going to be able to demonstrate that you probably have never heard anything before. And then when this you learn this work, a whole new world opens up. Wonderful. Deci l-am întrebat mai exact cum funcționează chestia asta și răspunsul lui Andy a fost faptul că a fost acela că cel mai important lucru pe care îl poți învăța este să înveți să asculți. Oamenii cred că ei ascultă, dar vor vedea că de fapt lucrurile nu stau deloc așa și practic în acest workshop vei învăța să asculți cu adevărat și să observi cu adevărat mesajul care este transmis, care de cea mai multe ori te surprinde și practic toată povestea asta se bazează pe a dezvolta abilități extraordinare de ascultare a comunicării pe care o primești. So Andy, I've been doing a series of Facebook lives, like 5, 6, 7 minutes almost every day, talking about metaphors. And only today or yesterday, I actually realized that it's very similar to the Stroop effect. You know the Stroop effect? Yeah, like when the red color comes up written in black and you ask to say the... So I realized it is very much similar to the Stroop effect. Would you agree with that? I'm not sure if I get the all right. So basically, here's how I presented it. I said, I'll give you a metaphor. Let's say I'll say to people, chin up, right? And then I say, so when you hear this metaphor, what do you see in your mind? What do you picture in your mind? And they would reply normally, oh, it's cheer up, be more joyful, be more merry and all that stuff. And I said, well, that's not my question, really. My question is what exactly is the image in your mind when you say chin up? Is it chin forward? Is it to the side? How is that chin going up? That's why I say it's very similar in my head with the Stroop effect, because in the Stroop effect, basically you tell people to tell you the color of the text, not what the text reads. So maybe I'm just going too far with it. No, you take that. How this started, consciously for me, when I first became aware that there was something to this, I found myself asking an audience, when you look back in anger, and that's a common expression we have over here. When you look back in anger, which shoulder do you look over? Yeah. I'll then carry on with that. Yeah, yeah. Deci l-am întrebat pe Andy vis-a-vis de cum exact, cum lucrează chestia asta. Și în psihologie există un test care se numește testul STROP sau STROOP, depinde cum vrei să-l citești, STROOP, poți să-l cauți pe internet, testul STROOP, care practic ce face acest test? Îți arată o serie de cuvinte scrise într-o anumită culoare. Spre exemplu, cuvântul roșu este scris cu galben, cuvântul verde este scris cu albastru, cuvântul negru este scris cu roșu și așa mai departe. Și tu practic vezi aceste cuvinte și în loc să citești ce scrie cuvântul, ți se cere să citești, să spui culoarea cuvântului. Foarte mulți oameni se împiedică la chestia asta pentru că automat noi căutăm să citim cuvântul și nu culoarea acestui cuvânt. Și acest lucru l-am observat de foarte multe ori când vorbeam despre metafore și spuneam oamenilor, le spuneam o metaforă și le ceream să-mi spună ce imagine le vine în minte. Și dădeam, spre exemplu, metafora cu ține fruntea sus, da? Sau ce înseamnă când îi spui un om fruntea sus? Îi spui să fie mai deschis, mai relaxat, mai zâmbitor chiar. Dar totuși anunțul este fruntea sus, nu este cotul sus, da? Și atunci întrebarea este ce imagine îți vine în minte când auzi expresia fruntea sus și lumea spune, păi, să fii mai bucuros. Nu, dar întrebarea este
unde mai sus fruntea, cât de sus. E, și atunci, când vorbeam cu Andy Adineau, spunea că lui prima oară a venit această idee cu metaforele, când la un moment dat ținea o prezentare și le-a cerut celor din public, în engleză există această metaforă de a privi în urmă cu mânie. Și el a spus, dacă ne gândim să privim în urmă cu mânie, peste care umăr te uiți? Când te uiți în urmă, peste ce umăr? Peste stângul sau peste dreptul? Cum te uiți în urmă? Și atunci lumea a fost puțin așa, nu înțelegea exact cum stă treaba. Cum adică? Păi mă uit în urmă cu mânie, adică cu supărare sau mai știu. Nu, peste care umăr? Asta era întrebarea. Ok. Da. So I started asking that question for when you get to grips with an idea, how do you grip it? When you put your foot forward, your best foot forward, is it your left foot or your right foot? I started asking these questions. What started to become obvious is there's what the metaphor means when we use it linguistically. Everyone knows the colloquial metaphor. Yes. And then there's what we experience. So when I look back in anger, everyone knows it's about looking back in a state of anger. But when I do it and I use that expression, the metaphor of my experience may not match the metaphor of the language. And so quite often our experience is running completely differently to our verbal expression of it. And also our experience is running completely differently to the verbal understanding of everybody else. You're going to have to repeat that because I have to translate the whole thing. So you're going to have to repeat that whole thing, okay? All right, so, deci, spre exemplu, există aceste metafore că atunci când ți-a venit o idee sau când ai prins ideea din zbor sau când vrei să faci ceva și pornești cu dreptul, okay? Toate acestea sunt expresii și lumea are această tendință de a înțelege aceste expresii în mod colocvial, adică există o înțelegere generală a acestor expresii, o interpretare generală a acestor expresii. Cu toate acestea, dacă trei sau doi oameni au aceeași expresie că am prins ideea în zbor, dacă iei la bani mărunt și întrebi cum ai prins-o, unul o să zic că am prins-o cu mâna, altul o să zic că am prins-o cu undița. Iar această diferență este esențială în vis-a-vis de modul în care fiecare dintre noi ne interpretăm intern acea metaforă. All right, so I spoke about the best foot forward and looking back in anger, so now you have to repeat that other part. That's fine. So here's the deal. So there's the expression that I can use, and then there's my actual experience. Okay, deci vorbim aici despre expresia pe care o folosesc. Și vorbim de asemenea despre experiența mea internă, personală. Okay? And my actual experience may not match the expression that I use. Și atunci experiența mea personală este posibil să nu fie potrivită, să nu se potrivească cu metafora pe care o folosesc, cu limbajul pe care o folosesc. So I'm going to use a metaphor that everyone understands, but the metaphor may not be the metaphor of my experience. Și atunci folosesc o metaforă pe care toată lumea o poate înțelege, dar asta nu înseamnă că este metafora perfectă care se exprime întru totul experiența mea. Which means the listener of that communication understands the metaphor, but may not have any clue as to the actual experience. Ceea ce înseamnă că cel care ascultă ceea ce comunic eu va avea o înțelegere a metaforei pe care eu o folosesc, dar nu neapărat și a experienței mele. So what we often find is there's a profound disconnect between, say, the individual's experience and everyone else's understanding of that experience. Gotcha. Și atunci ce se întâmplă este că există o decuplare, dacă vreau, o deconectare, o rupere de informație între ceea ce percepe o intern o persoană și mesajul pe care toți ceilalți îl percep când acesta comunică acea experiență. So the client will often have no verbal ability to be able to describe their experience in a way that the other person can understand. Și de aceea de multe ori oamenii care vor să rezolve problemă, clienți cum îi numește Andy, poate să aibă o experiență pe care cel care îl ascultă îi va fi aproape imposibil să o înțeleagă. So the only recourse they have to facilitate the other person's understanding is to go into the entire story or the content of their experience. Și atunci singura soluție este să înceapă să povestească și să intre în conținutul experienței, în conținutul poveștii, în conținutul problemei.
which then often the coach or therapist, especially if they're an NLP trained person, will dismiss because that's content and we don't like content. Și de aceea, de multe ori, terapeuții, mai ales cei care au experiență cu un NLP-ul, vor avea tendința să dea deoparte pentru că în acest gen de situații, acestora, să spunem așa, nu le place neapărat conținutul, nu ne interesează conținutul. And yet, encoded inside that content is the metaphor. If only the person would be able to hear it. Yeah. Și cu toate acestea, înăuntrul acelei metafore se află exact conținutul. Este ca și cum, asta este metafora, cutia, și înăuntrul ei se află esența. Doar că noi nu știm să o ascultăm și nu știm să ajungem la ea. Ok? Wonderful. All right. So I know that at some point we were talking about different classifications of metaphors, right? Yes. And this to me sounds totally mind-blowing. I have a friend I was talking to earlier. He used to work in kind of like the Romanian version of MI6 and stuff like that. So I said, you know, this is brilliant for you. Like, you know, like for any kind of work that has to do with finding out if somebody is, I don't know, lying or finding out their secret agenda, this would be perfect for this kind of work. So talking about, you know, putting all of these metaphors in different categories, how many did you find so far? You know, I don't know. I think there's probably about 7 that I tend to teach because they are very easy and distinct categories of experience. So if I give you an example, so we talk about container metaphors, and this was something that George Lakoff first outlined that I became aware of. Ok. Deci l-am întrebat pe Andy că ce a reușit Andy să facă, ceea ce mi se pare absolut genial, este faptul că a luat toate aceste metafore pe care oamenii le folosesc în mod obișnuit și a realizat faptul că ele, dacă stai să te uiți cu atenție și le asculți cu atenție aceste metafore, a realizat faptul că ele de fapt pot fi puse în pe categorii. Și mereu dau exemplu acesta cu raftul din spatele meu, fiecare cutiuță de asta poate fi o categorie de metafore. Și l-am întrebat pe Andy câte astfel de categorii a identificat până acum și a spus că în momentul de față, sau până acum cel puțin, predă 7 astfel de categorii la cursurile pe care le susține și a vorbit despre prima categorie, și anume acea categorie de metafore ale containerelor. Cum o spuneam mai devreme, ăsta e un container, cutia e un container, da? Deci metafore ale containerelor. Ok? So the thing about container metaphors is the container defines the whole metaphor. Mm-hmm. Deci când vorbim despre metaforele container, containerul definește toată metafora și tot ce a, practic containerul definește conținutul acestui container și are puterea asupra sa. But then there's other aspects of metaphor like darkness. They don't define the metaphor, but they add a specific category of information to that metaphor. Okay, got you. Spre exemplu, există metafore unde să vorbim despre întuneric. Acestea nu sunt neapărat o categorie în sine, ci și nu au un impact direct asupra conținutului poveștii, însă adaugă la și adaugă informații în plus la un context deja existent. So what this then enables us to do is to examine the metaphor from all of its different metaphorical categories, and the combination of what appears in that metaphor enables us to deduce a huge amount of data about the person's experience. Wonderful. Și deci toate elementele care contribuie la construcția unei metafore sau descrierea unei experiențe pe care cineva o are, toate aceste diferite categorii chei, cum le-am numit eu, toate acestea, practic, ce fac este ele ne ajută să avem o imagine cât mai clară a acelei experiențe. I'll just give or maybe you should do it. So can you give us an example on how is like an example of metaphor and kind of like the information you would infer from it? Yes, when the person says, I'm stuck, and I will ask, okay, so what's stuck like what? I mean, what sort of stuck are we talking about? Mm-hmm.
Deci, spre exemplu, acum l-am rugat pe Andy să ne dea un exemplu vis-a-vis de această poveste și zice, spre exemplu, cineva zice, m-am blocat sau sunt înțepenit, da? Sunt înțepenit sau blocat. Și atunci întrebarea imediat următoare este, cum adică? Descriem ce fel de blocaj sau de înțepeneală ai? Cum e ea? Descriem-o, ok? Now, the way they're using the term stuck might be an abstract. So it could be they're in a trap, they're in a hole, they're somehow, you know, confined in some way. Yeah. Ar putea să facă referire la această înțepenire ca și cum ar fi prinși într-o capcană sau blocați undeva, într-o gaură sau pur și simplu în imposibilitatea de a se mișca. Or they could mean it more literally, so it's like a glue or molasses or a sticky type of substance. Sau ar putea să facă referire la această stare de înțepenire ca ceva mult mai direct, literar, aș putea spune cum ar fi, eu știu, sunt ca și cum sunt blocat pentru că sunt lipit sau sunt în imposibilitatea de a mă mișca sau, eu știu, ca și cum aș fi într-un înnămolit la modul ăsta, dacă și cum ceva lipicios îl ține. So what we know is stuck is about lack of movement, but the mechanism of stuck tells us the reasons why they're not moving. Wow, ok. Deci ideea că este înțepenit ne spune că este imposibilitatea de mișcare, dar modul în care ea este percepută, această imposibilitate de mișcare, ne dă alte și mult mai multe, mai profunde informații vis-a-vis de experiența persoanei respective și chiar de trecutul acesteia. Ok? So we can start to make all sorts of interesting deductions about the often the unconscious motivations behind the behaviors that they're doing. Astfel încât putem să deducem foarte multe informații vis-a-vis de motivațiile subconștiente ale acestor persoane când motivațiile subconștiente ale acțiunilor acestor persoane. And so an awful lot of what people are doing is they're conforming to cultural expectations, their family expectations, their identity expectations and so forth. Și atunci ce fac oamenii, ce ajung să facă este să se conformeze așteptărilor societății, culturale, a familiei, a celor apropiați, deci asta fac, da, se conformeze, da? Ok? And so what we're able to do is to start looking at, okay, so we could try and make you feel better, or we can actually start to address the real issues that have created the circumstances in the first place. Și atunci ce poți să faci este fie să-l ajuți pe om să se simtă mai bine, să spunem, sau să creadă că se simte mai bine, cel puțin pe moment, sau să te duci direct la sursă și să rezolvi această poveste din temelie, să spunem așa. And the other thing this work enables us to do is to differentiate between stuff that is a therapeutic problem and stuff that is not or anything that a therapist can do anything about. Okay. Și de asemenea, acest gen de intervenție ne ajută să ne dăm seama dacă situația care lucrăm este de natură terapeutică sau de altă natură, pentru că nu e neapărat obligatoriu să poți rezolva absolut orice problemă pentru oricine. Și acest lucru ne permite să înțelegem acest fapt. I'll just say a few words now. După cum vedeți, în această seară avem acest invitat special, Andy Austin, creatorul metodei metaforele mișcării. Andy va veni în România pe 7, 8, 9 septembrie și va susține un training de 3 zile în care ne va învăța cum să în sfârșit să reușim să ascultăm cu adevărat și de asemenea să înțelegem dincolo de stratul de suprafață, stratul superficial al comunicării. Acest lucru se va petrece, cum spuneam, în următoarele 2 săptămâni. Deci metaforele mișcării este o metodă care, pe de o parte, te ajută să înțelegi cu adevărat și să asculți cu adevărat informația pe care o primești și de asemenea să extragi mult mai multe detalii din această informație și să descoperi în plus și mecanismele și resorturile subconștiente, motivațiile subconștiente sau inconștiente pe care cineva le are, care îl pun în mișcare sau pe care el le comunică. Dacă ai întrebări pentru Andy vis-a-vis de aceste informații pe care le prezentăm în această seară, dacă ai întrebări vis-a-vis de
procesul acesta al metaforei vis-a-vis de workshopul pe care acesta îl va susține, scrie, te rog, întrebările tale în comentariul la acest video. Eu după ce termin eu cu întrebările către Andy, am să iau toate întrebările pe care le-am primit în chat și am să îi le adresez în mod direct. Ok, Andy, so you're telling me that you had this class in India where you had some students who were of a certain age and other students were a different age, and the younger students, let's say, they had this kind of Nostradamic powers or Mephistophelic, I don't know how you should call them. So how is that working out? How can somebody get to that level of understanding from a simple sentence somebody says? Really easy. I think a lot of this stuff, it just needs someone to tell you what it is that you're listening for. So, for example, when I first encountered the modalities, the visual, auditory, and kinesthetic from the NLP world, just that blew my mind because I'd never heard those things being communicated. And then from there, of course, there's the submodalities. And that was even more amazing that there's all this stuff in language. Now we can take that a lot further. I mean, further than I think people can even imagine for other categories they can be listening for. Ok. Când am mai vorbit cu Andy, am mai avut o discuție cu el și la un moment dat îmi povestea că a avut o clasă în India unde jumătate din clasă erau tineri undeva până în 25 de ani și cealaltă jumătate erau persoane peste 60 de ani. Și practic ce a făcut acolo în acea clasă, i-a pus pe cei mai în vârstă să spună o metaforă, o propoziție care au legătură cu viața lor. Și tinerii au putut, după aceea, folosind o singură propoziție, au putut să le dea informații celor mai în vârstă despre experiența lor la job, relația pe care o au în familie, cu soția, cu copiii, cu nepoții și mai departe, aproximativ nivelul de carieră la care ajunseseră, experiențe din copilărie al acestora, dintr-o simplă metaforă pe care aceștia o folosiseră. Era ca și cum au spus o singură propoziție și a putut să-i dea o informație despre toată viața respectivei persoane. Și întrebarea mea a fost cum se întâmplă chestia asta. Și răspunsul lui a fost că este extraordinar de ușor, pentru că în momentul în care cineva vine și îți spune cum să asculți și la ce să fii atent când se comunică informația, atunci devine extraordinar de ușor. Și făcea o comparație cu termenul de modalități pe care care se vehiculează în NLP, adică modalitățile sunt vizual, auditiv, kinestetic și mai departe. Și când el a intrat în contact cu această informație, cea că efectiv a simțit așa că explodează, pentru că dintr-o dată a devenit extraordinar de clar pentru el această informație, cum își reprezintă oamenii informațiile, vizual, kinestetic, auditiv și mai departe. Și după aceea submodalitățile îți dau și mai multe detalii. E bine, când vine vorba despre metafore, acestea îți dau de 100, de 1000 de ori mai multe informații decât o primești când auzi pe cineva că folosește anumite submodalități. So, is it possible to kind of like give an example of a metaphor and the kind of information you can infer from that metaphor? Yeah, imagine the person says, I'm stuck. We ask what it's like. Yeah. Say, I'm in the pit of despair. So okay. That'll do. Let's say they're in a hole. Yeah, yeah. Deci l-am rugat pe Andy să ne dea un exemplu de metaforă și de informațiile pe care le poate extrage din acea metaforă și a dat exemplul pe care îl foloseam și mai devreme. Să spunem că este că cineva spune mă simt blocat și când îl întreb cum, zice că mă simt ca așa, ca într-o gaură, ca într-un puț. Okay? So I can feedback some obvious things such as you're not moving forward in life. You're not going anywhere in life. You feel trapped, you're stuck. Și atunci imediat pot să vin cu câteva informații pe care îl întreb despre acestea ca el să confirme, pentru că pentru Andy e foarte clar acest lucru. Dacă mă spune sunt blocat, sunt ca într-o gaură neagră, ca într-o gaură adâncă, ca într-un puț, ca într-o mai știu ce, atunci automat vine și spune ok, deci e ca și cum nu simți că nu poți avansa în viață, pentru că ești blocat, corect, ești într-un puț, n-ai unde să avansezi, că e un spațiu strâmt. Yeah? So I can say things like they can't do the right thing for themselves. They're not able to move forward.
forward, which means they don't get what they want, because forwards is largely about aspiration and what we want. Mm-hmm. Și atunci zice că o respectivă persoană, spre exemplu, neputând să se să se miște, nu pot avansa în viață și atunci nici nu pot obține ceea ce vor să obțină, pentru că acel ceva pe care cineva vrea să-l obțină, de obicei este perceput ca fiind undeva în fața sa. I also know they're reliable. And this might seem like a strange thing to say to somebody, but I always know where they stand. Ok, de asemenea știu că acest gen de persoane sunt foarte de încredere, pentru că acești oameni, pentru acești oameni este foarte clar unde se află. This is a person who does not change their position very easily. O persoană stabilă care nu este foarte ușuratică, care nu schimbă părerea sau poziția foarte rapid, foarte ușor. But I also know I can't rely on them to take an idea forward. I love this one. Dar în același timp, deși știu că este o persoană stabilă, în același timp știu și că este o persoană pe care nu mă pot baza dacă vreau să dezvolt o idee și să le dau ca să o avanseze, că ei nu pot avansa. Now, in previous therapy, they may well have been the client that appears to be resistant because they're unable to take any steps to change their position. În alte tipuri de terapii, spre exemplu, acest gen de persoană ar fi fost prezentată ca o persoană care rezistă la terapie pentru că nu ar fi putut să avanseze cu nicio terapie pentru că ei sunt blocați, de fapt. So any therapist or coach that's tried to build motivation for them to start changing and moving will ultimately fail because the client's trapped. They're stuck in a hole. They can't take any steps. Și atunci orice terapeut care ar vrea să îi motiveze să schimbe ceva în viața lor vor eșua, pentru că această persoană nu poate avansa, pentru că este blocată, este prinsă în acest, în această gaură, în acest spațiu strâns, închis. Now, because it's a container metaphor, that tells me a whole bunch of stuff as well about their family and all sorts of other things, which I'll basically be covering on the training. That's day two material. Ok. Și pentru că vorbim despre o metaforă a containerului, pentru că ei sunt undeva prinși undeva în ceva, atunci automat acest lucru îmi dă enorm de multe informații despre trecutul său și despre familia sa, iar acest gen de informații, spre exemplu, pentru cei care sunteți interesați și doriți să aflați mai multe, acestea vor fi prezentate în ziua a doua a workshopului de formare internațională pe care Andy îl va susține la București. And being in a hole, being a container, we know this is a digital problem. Either you're in a hole or you're not in a hole. So because it's a digital problem, we can fix it in a single session. Ok. Și pentru că sunt într-o gaură sau într-un puț, cum spuneam mai devreme, știm că este o problemă digitală, făcând acum referire la limbajul NLP, să spunem așa, digital în sensul că e, dacă vrei, binar, adică este fie într-o gaură, într-un puț, într-un container, sau este în afara sa. Și pentru că știm acest lucru, știm că putem rezolva această problemă într-o singură ședință. Now this really helps in terms of scheduling the work we do with clients, because we can see very quickly, are these problems digital problems, in which case it's quick change, is it analogical, in which case we're going to need to sequence the change that we're doing, because it will take a bit of time. Mm-hmm. Și acest lucru ne poate ajuta foarte mult atunci când lucrăm cu cineva, pentru că putem să ne pregătim, așa să spunem, ședințele în avans, pentru că dacă este o problemă digitală, cum spuneam mai devreme, știm că o rezolvăm într-o singură ședință. Dacă este o problemă analog, să spunem, asta înseamnă că se va lucra secvențial și avem nevoie de mai multe ședințe. Dacă îți place aceste informații pe care le prezentăm acum în această seară, în acest interviu cu Andy, te rog să dai un like, o inimioară, și de asemenea distribui acest video mai departe către toți cei care crezi că ar putea beneficia de pe urma informațiilor pe care le prezentăm. Din punctul meu de vedere, sunt niște informații absolut mind-blowing, ca să folosesc o metaforă. Sunt niște informații absolut fantastice și, desigur, cu cât mai multă lume știe despre acest gen de informații, cu atât mai bine, pentru că putem ajuta enorm de mulți oameni. Așadar, ce te rog să faci acum este faci ce spune Popa, dacă vrei, desigur, și anume, distribuie acest video mai departe, dă-i share, distribuie-l pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. All right, Andy, so we know it's digital and not analog. Oh, you want me to go on? We can do loads more. Okay. I give an example of an analogical problem. Yes. That might be
we shift to a different context just for a comparison. Yes. Yeah, go ahead. Oh, okay. So somebody might have, say, they're in the dark. So they're very much can't see what's going on. Ok. Acum să vorbim de puțin despre un alt gen de problemă, să spunem o problemă analog. Până acum am vorbit despre una digitală, acum vorbim despre una analog. Și să zicem că cineva spune că mă simt așa, ca în întuneric. E ca și cum nu văd nimic în jur. So whilst a container metaphor defines the metaphor, the presence of darkness in the metaphor really gives us a whole bunch of personality characteristics of the person, but also helps describe the experience. Și pe câtă vreme o metaforă de conținut, metaforă container definește conținutul, când vine vorba despre întuneric, acesta ne dă foarte, foarte multe informații despre persoana cu care comunicăm și despre ce se află în profunzimea minții sale. And what the presence of darkness denotes, we've really got a whole list of personality traits we can identify within that individual. Ok, și atunci când vorbim despre prezența întunericului în metaforele pe care cineva le folosește, asta de fapt ne deschide o poartă foarte largă vis-a-vis de aspecte ale personalității respectivei persoane. So now imagine the person is both in the dark, but they're also trapped, like they're in a hole. Now we can look at two things and look at the correlations between those categories. Absolutely. Și acum imaginează că o persoană este, se simte prinsă, e prinsă undeva într-o gaură neagră, da? Atunci automat dacă folosește această expresie ca să mă simt prins, mă simt ca într-o gaură și totul e negru, e întuneric în jurul meu, atunci aceste două informații ne dau enorm de mult material de lucru care ne ajută să înțelegem în profunzime ce se întâmplă în mintea și cum este, cum funcționează, cum lucrează mintea respectivei persoane. Now, the depth of the hole is another analog. Now that elevation and depth has a whole bunch of stuff, and now we can correlate that across. Okay. O altă cheie, o a treia cheie este, spre exemplu, adâncimea găurii în care se află respectiva persoană. Deci, pe de o parte, știm că se află într-o gaură, pe de altă parte este întuneric, ne dă mult mai multe informații mult mai multe cunoștințe această informație. Și, spre exemplu, dacă știm că acea gaură în care se află respectiva persoană, acel șanț, acel puț în care se află acea persoană este adânc, adâncimea sau profunzimea sau înălțimea respective experiențe, iarăși este un al treilea nivel de înțelegere a metaforei. And now, just based on those three variables, so we got a hole, we got darkness, we got elevation, or the depth. Yeah. I can tell you about your childhood, your parents, your personality characteristics, and the likely behavioral traits we will see in relation to therapy. Și având aceste trei informații, eu pot să extrag foarte multe informații vis-a-vis de copilăria ta, vis-a-vis de părinții tăi, vis-a-vis de aspecte ale personalității tale, ceea ce mă ajută pe mine foarte mult în a te ajuta să obții ceea ce îți dorești. Now in the standard metaphors work, we're eliciting people's metaphors of experience. But once you're practiced in this, you don't need to do that elicitation. You can do it just by conversation with people and you hear their metaphors. Deci de obicei când lucrezi cu cineva în terapie, extragi tot felul de detalii din informația pe care o persoană ți-o dă ca să poți să înțelegi despre ce e vorba în povestea sa, dar în momentul în care folosești metaforele mișcării și ai această cunoaștere pe care Andy o va prezenta la cursul, cum spuneam, de pe 7-8-9 septembrie în București. Deci odată ce ai aceste chei, n-ai nevoie să mai sapi, pentru că simpla comunicare, simplu dialog normal, natural între două persoane îți va da enorm de multe informații vis-a-vis de această experiență pe care persoana respectivă o are. Cu alte cuvinte, îți va spune, mă simt blocat, urmă mai continuă să mai zică câteva chestii și tu începi să ușor, ușor să pui elementele împreună și ai o imagine foarte, foarte clară a persoanei și a personalității respectivei persoane. So these guys in India, and I've got to say they were a very clever group. I taught them the principles of the process,
But they, at this point, they didn't actually know the meaning behind the process. And they were still able to blow the minds of the people they were working with, because it sounded like they were reading the mind of these business leaders that they had. Și spre exemplu, făcând referire la cursul pe care, de care vorbeam mai devreme în India, el la acel curs cu grupul de tineri doar le-a predat principiile, nu și ce înseamnă respectivele principii, nu și concluziile către care conduc respectivele principii, și chiar și cu atâta de puține informații, doar având aceste principii, respectivii tineri, să spunem așa, era tinerii versus mai în vârstă, tinerii au reușit să extragă enorm de multe informații și cei mai în vârstă spuneau că efectiv simțeau ca și cum cineva le-a citit mintea, ca și cum au aflat secrete pe care aceștia niciodată nu le-ar fi dorit să le spună. All right. So, what's going to happen in the workshop that you're going to teach in Romania? I'm going to go over the curriculum that makes up levels one and mostly level two. What then happens in the groups, we never know, because everyone's metaphors are completely different. And so it goes in terms of the material. Deci, în cadrul acestui workshop pe care Andy îl va susține la București în septembrie, va descrie procesele, va descrie principiile metaforelor, vom lucra pe nivelul 1, nivelul 2, după care vom trece la partea de practică și acolo niciodată nu știi ce se întâmplă, pentru că se lucrează cu materialul clientului și, drept urmare, fiecare om are alte metafore și vom vedea la fața locului exact cum va decurge respectivul workshop, dar toată lumea va primi informația, există și un manual de curs, va primi principiile, acestea vor fi explicate, după care se trece la practică. So, go ahead. Yeah, I've just come back from Japan, where I've taught the metaphors work for the third time. There were people there that have done all three. They came every year to the trainings. And they say, even though the material is essentially the same material, it's a new workshop every time. Yeah. Andy tocmai s-a întors din Japonia, unde a predat acest workshop a treia oară și a avut persoane care au venit de fiecare dată, a fost de trei ori acolo, au venit de fiecare dată la același curs și au spus că deși au făcut de trei ori același training, de fiecare dată e un training nou, pentru că de fiecare dată înveți lucruri noi, de fiecare dată descoperi informații noi. And I've got to say I've been very lucky so far, because these workshops attract just the best people, because it kind of gets a slightly different scene to a lot of the established scenes where people have an expectation set. So I've been very, very lucky so far with the people. Și Andy mai adaugă faptul că până acum a fost foarte, foarte norocos cu participanții la cursurile pe care le predă, pentru că e un grup aparte de oameni care vin la acest gen de traininguri, așa că sunt convins că și în România cei care vor participa la acest training pe care Andy îl va susține vor fi oameni foarte, foarte speciali și de-abia aștept să îi întâlnesc pe toți cei care vor fi la acest curs. So Andy, during your training, how much would you say, how much of the time is it theory, how much is practice, how much is demonstrations? It's probably going to be, I would say it's about 50% practice, 50% theory, with loads of demonstrations. All right. It's really, really hard to say about the demos, because I never know what's going. Yeah, of course. L-am întrebat pe Andy care este procentul de informație, de teorie, de practică și de demonstrație și a zis că a zis că 50% va fi practică, 50% va fi teorie cu foarte, foarte multe demonstrații, pentru că este imposibil să predai această tehnică fără demonstrații, pentru că de acolo poți să explici foarte ușor și să dai foarte multă informație doar demonstrând. Now, just regards the practices and the demonstrations, I'm always grateful for the people that volunteer for these demonstrations, but I never insist anyone
puts themselves forward or speaks in front of the group or does anything that would embarrass themselves. Of course. Și vis-a-vis de cei care participă la aceste workshop-uri și care vor să iasă în față pentru demonstrații, întotdeauna Andy este foarte recunoscător față de cei care vin în față pentru demonstrații, dar niciodată nu o să-i pună într-o situație neplăcută sau, eu știu, care să se simtă jenați în vreun fel sau altul. Și întotdeauna ies în față doar cei care doresc să iasă și nu e, cum e, știi cum e vorba aia, de bună voie și nesilit de nimeni. And if people have problems, obviously that makes for an interesting workshop. But I'll never ask what the problem is. I'm only ever going to ask for the metaphor. And I'll show you people how to do the metaphor to get that problem. So there's no personal details ever divulged in this work. Okay. Și chiar dacă sunt oameni care au diverse probleme pe care vor să și le rezolve, Andy niciodată nu o să întrebe care este problema, ci o să întrebe respectiva persoană doar să-i spună metafora pe care o folosește ca să descrie problema. Deci, cu alte cuvinte, nu se va duce să rezolve problema, ci este interesat exclusiv de metafora utilizată pentru a rezolva respectiva problemă. All right. So, Andy, let's go to the big reveal. Deci, pentru cei care ați urmărit această transmisie până în clipa de față, după cum știți, am tot repetat și mai spun încă o dată, Andy va veni în România pe 7, 8, 9 septembrie, va susține un workshop de formare internațională în metoda Metaforele Mișcării. Este un workshop de 3 zile în direct, live cu Andy. Pentru cei care doresc să participe la acest workshop, pot veni la București sau, dacă nu poți veni la București, poți participa live online pe internet, oriunde te afla în lume. Ai acces live la tot acest workshop și poți adresa întrebări în direct în timpul workshopului. Acest workshop va fi la București. Prețul în clipa de față este de 1399 de RON, dar doar pentru cei care sunt prezenți acum la această transmisiune live, Andy a hotărât să ofere un discount. So I'm just going to tell them about the offer for the workshop. Așadar, doar pentru cei care văd această transmisiune live, dacă spui prietenilor tăi, aia e, dar noi nu facem public această informație, doar dacă cineva se uită la acest video va afla această informație. Deci doar pentru cei care se uită la această transmisiune live acum, Andy a hotărât să ofere o reducere de 200 de lei față de prețul de înscriere. Cu alte cuvinte, în clipa de față, prețul acestui seminar de 3 zile este de 1399 de RON. Pentru cei care urmăresc acest interviu pe care l-am avut în această seară cu Andy, aveți o reducere de 200 de lei folosind codul Andy. Cu alte cuvinte, mergi pe pagina de prezentare a cursului, care este hipnoza.ro/metaforele-mișcări. O să scriu și eu în comentariu acest lucru, pagina respectivă. Și deci acolo mergând vei putea să introduci acest cod când te înscrii. Vei putea să introduci acest cod și atunci automat vei avea o reducere 200 de lei față de prețul afișat pe site. Acest preț, cum spuneam, este valabil doar pentru cei care au urmărit această transmisiune live. Dacă mai sunt persoane care vor să se înscrie la acest workshop la recomandarea ta, atunci și tu și respectiva persoană aveți o reducere de 50 de RON față de prețul oficial. Să zicem că vrei să te înscrii, prețul acum este 1399 de RON. Folosind codul de reducere Andy, plătești 1199 de RON. Dacă mai vine cineva la recomandarea ta, atunci și tu și respectiva persoană, fiecare aveți 50 de lei reducere în plus. Deci, într-o dată, merită să veniți cu prietenii. Ca idee, vreau să explic un pic, pentru că multă lume spune, domne, totuși e foarte mișto, dar prețul e un pic cam mare, mă depășește și mai știu eu ce alte idei de acest gen. Înțeleg că prețul nu este cel mai mic, să spunem așa, nu este un preț minuscul, mai bine spus, însă trebuie să înțelegem o tare chestie. Andy predă aceste traininguri peste tot în lume, tocmai s-a întors din Japonia. Andy, by the way, let me ask you, do you know how much people in Japan charge for the workshop for per student? I don't know, but it was a lot. Yeah, it was like more than $500 or... No, I honestly have no idea. But yeah, it was, all right. How much do you charge in the UK when you teach it?
£650. All right. Okay. Thank you. Deci, tocmai l-am întrebat pe Andy cât a costat workshopul din Japonia și a zis că nu știe pentru că nu s-a ocupat el de asta, dar, spre exemplu, când predă acest workshop, exact același workshop pe care l-a predat la București, când îl predă în Anglia, prețul pentru acest workshop este de 650 de lire. Prețul în România este de 300 de euro, adică mai puțin de jumătate, este cam 35%, fără să mai pun la socoteală transport, cazare, masă, care în Anglia nu e deloc ieftin. Ei bine, gândește-te că în loc să trebuiască să te duci în Anglia să faci un curs cu Andy sau să-l cauți prin lumea unde mai ține el cursuri, acum Andy a venit și vine în România să țină acest workshop și în loc să plătești 650 de lire, în loc să plătești 1399 de lire, de lire, plătești 1399 de RON și în plus folosind codul pe care vi l-am dat în această seară și anume codul Andy pe care îl scriu acum încă o dată pe ecran, folosind acest cod vei achita doar 1199 de RON, care este un pic sub, e 270 de euro, nici măcar 300 de euro nu este, da? Acest preț este același indiferent dacă vii în București sau dacă îl urmărești să participi la acest workshop online. Prețul este același indiferent dacă ești în sală sau dacă ești online. Repet, este un preț mai, e 30% față de cât ia Andy în Anglia și am avut nevoie de foarte multă comunicare cu Andy, să spunem așa, pentru a putea să oferim acest program în România. Hai să vedem acum dacă există întrebări din partea celor care urmăresc această transmisiune live pe care doresc să îi le adresez lui Andy. Așadar, dacă ai vreo întrebare vis-a-vis de informațiile pe care Andy le-a prezentat în această seară, scrie-te rog comentariul tău acum cu întrebarea pe care o ai. Gabriela Paraschiv mă întreabă dacă prețul este valabil și pentru varianta online. Da, Gabriela, prețul este același și dacă urmărești online. Deci eu zic că este o ofertă absolut fantastică. Roxana Rus întreabă, descoperirea sursei de blocaj se face prin întrebări sau lăsând pacientul să povestească ce crede? So we have a question from somebody who says, finding the source of a blockage somebody has, do you do that by asking questions or by letting the person narrate and tell you what they think they should tell you? Either of those. Or most of the time you can tell just in the conversation. You don't even have to ask about the problem. And often people will tell you, but they have no idea that they're telling you. Okay. Deci, în cazul întrebării lui Roxanei, ambele variante sunt valabile, însă de cele mai multe ori nici măcar n-ai nevoie de acest lucru pentru că îți vei da seama despre povestea asta și despre povestea respectivei persoane doar din conversația pe care o ai și ei nici măcar nu-și dau seama că ți-au transmis deja toate informațiile de care ai nevoie. Asta este ceea ce mi se pare absolut, deci mi se pare absolut fascinantă chestia asta. Faptul că ai niște unelte care îți permite să extragi enorm, enorm de multe informații de la o persoană și ce este și mai extraordinar este faptul că de multe ori oamenii vin cu probleme, nu sunt în stare să verbalizeze, să îți exprime cât mai clar problema cu care se confruntă și cum ar putea ei să le fie mai bine. Pentru că e ca și cum n-au cuvintele să exprime în tocmai ce vor să spună, dar tu prin faptul că ai aceste chei ale limbajului subconștientului, ești pregătit, suficient de pregătit încât să extragi informațiile necesare, apoi să-i spui cam despre asta e vorba, cam asta ai vrut să spui și de multe ori oamenii vor avea reacția asta în care o să zică mi-ai citit gândurile, de unde știu că despre asta e vorba, da? Pentru că ai aceste chei. Ok, deci reau, dacă doresc să particip la acest workshop, ceea ce mi se pare un pic așa no-brainer să participi. Deci pentru a participa la acest workshop, am să scriu aici pe ecran acum linkul unde poți să te înscrii. O secundă. Ok. Deci hipnoza.ro/metaforele-mișcării.
Și pe acea pagină, dacă ajungi pe acea pagină, acolo vei putea să vezi toate detaliile legate de acest workshop cu Andy Austin. Este un workshop de formare internațională la care poate participa oricine. Atât profesioniști care vor să aibă rezultate mult mai bune cu clienții și pacienților, cât și oameni care au ceva de rezolvat și n-au găsit o modalitate de rezolvare până acum. Deci nu este restrictiv, nu trebuie să ai anumită pregătire prealabilă, nu trebuie să știi nimic altceva înainte să vii la acest curs. Este suficient să-ți dorești să înveți ca să poți să beneficiezi de toate aceste informații. Acolo, pe acea pagină, vei găsi toate informațiile. Repet, acest workshop este la cel mai mic preț posibil la care vei putea participa odată, vreodată, pentru că, spuneam, în Anglia acest workshop este la 650 de lire, în Japonia este undeva la vreo 1000 de dolari, spune de pe acum, că cam astea sunt prețurile în Japonia. În orice altă țară te duce să înveți cu Andy Austin și să primești această informație, vei plăti de cel puțin 3 ori mai mult doar pe curs. Noi am reușit să-l aducem pe Andy Austin în România, Asociația Română de Hipnoză, suntem foarte încântați, foarte mândri că am reușit acest lucru și poți să primești această informație la botul calului, ca să mă folosesc de o metaforă. Așa că este absolut cel mai mic preț pe care vei putea achita vreodată pentru a primi această informație. Andy, do you have any other ideas that you'd like to, you know, tell people before we conclude our interview tonight? Yeah, come to the workshop. Here is the one thing I can guarantee you. Unless you've done the training before, this material will be entirely unique to you. This will not be a repetition of any other training you've ever done. All of the information will be new. L-am întrebat pe Andy dacă mai are ceva de adăugat și a spus da, vino la acest training. Dacă nu ai făcut acest training până acum cu Andy, atunci Andy îți garantează că toată informația pe care vei învăța la acest training este absolut nouă, n-ai mai avut-o până acum la niciun alt curs, la niciun alt training și este convins de acest fapt și îți sugerează să faci și zice popa, vino la curs. Ok, Andy, thank you so much. I'm looking forward to see you in a couple of weeks, or actually even less, like 10 days. So we're looking forward to seeing you and... thank you so much for, you know, giving us the time tonight to answer our questions. And thank you to everyone that's tuned in and listening in. That's fantastic. Thank you. I'll see you in Romania. Thank you so much. All right. Thank you. Bye-bye. All right. Thank you. Bye-bye.